La grădinița lui Măruță am avut o gașcă de copii, iar acum avem un băiat în toată regula. Edan, câți ani ai acum? 10 ani. 10 ani? Tu știi că eu te știu pe tine de când erai un puști? Un bețișor așa mai mic. Unul mic, mic, trece repede timpul, Vica. Tu ești neschimbat oricum. Mulțumesc. Adică pentru tine timpul a rămas în loc. El, Edan, a crescut. Tu când ai spus grupa mare, nu venea să cred că eu sunt cu Edan deja în grupa mare. Deci mă uit la el și nu venea să cred că deja a făcut 10 ani. Mi se pare că acum vreo 2 ani am fost însărcinată. Știi? Am încercat să împărțim grupele până la 9 ani în prima parte, după 9 ani e partea a doua. Haideți să vezi imaginile. Ești pregătit? Nu. Uită-te acolo! Astăzi vă face un animal care se numește un animal sălbatic. Da? Da. Deci copilul ăsta a fost cel mai mare dar pentru mine și sunt foarte fericită și foarte împlinită. Mai am o poezie pentru tine. Poezia e pentru mine? Dar n-am cum să ți-o spun. Bine. Adică pot? Vă spunem. Mamă dragă, ești frumoasă, ești halnică în casă. Uite, eu sunt copilul tău. Și nu mai știu cum să spună. Nu faci prostii? Nu te apărat. N-am pot. Și zâmbești, da? Nu scoate ritmul. Nu, mami. Bună? Bună, mama? Da. Îmi dă tu fii pe frumăsuță. Păi nimic, și asta e acum. Lasă-mă. Un pic mai mult. Da? Un pic mai mult? Încerc, mami. Nu. Lasă să-și facă singur. Lasă, cine sunteți? Spider-Man sau Edan? Cine sunteți dumneavoastră? Mă cheamă Cristi. Cristi te cheamă? Da. Pare bine, eu sunt Laura. Și prezentați Veverița! Trece repede timpul, Vica. Vine să plâng, că cuvântul vine să cred. Deci, efectiv, am rămas... Mulțumesc mult pentru imaginele acestea, că am rămas foarte emoționată. Acestea erau din 8 martie, când a fost o ședință specială, da. Mamă și fiu. Dar mi-aduc aminte și de perioada când am fost la grădiniță cu Edan și a trebuit să am o zi întreagă grijă de el, din 1 iunie. Mai ții minte, Edan? Mai ții minte că am fost profesorul tău? Nu. De mult! Da, foarte interesant. Trece repede timpul. Bubu, ai treabă? Tu ai treabă sau Leon are treabă? Cu ce? Basket? Cine are basket? Că... El are basket, dar nu o să mai ajungă, i-am spus. Are să-mi dea 1 milion. Am făcut pariu cu el. Să-mi dea 1 milion. Foarte bine. Leon, data trecută, ții minte că ți-au plăcut foarte mult căpșunile. Mi-aduc aminte că n-ai mâncat atunci căpșuni cum trebuie cu totul. De data asta am altă idee mai bună pentru tine. Schimbăm căpșunile cu cireșe. Poți să le mănânci cu sâmbur cu tot. Uite aici. Dacă vrei cireșe. Leon, așa, foarte plin de viață. Dacă vrei să te duci la basket, să știi că te lăsăm. Ok. Te duci? Păi oricum nu mai ajungi.